Ai fost mult la spectacol. Cum să ne-am avut turneu cu Dorothea Leandro. Hai, ca să vezi. Of course. Thank you. Iute, ce fețe aveți. Ca și cum n-ați auzit de femei. Femeia este diferită de noi în sensul că ea are ceva care seamănă cu noi. Cap, nas, urechi, mâini, picioare. Dar are altă opinie. Dacă, de exemplu, pentru un bărbat, cum e mă nevastă ta? Deșteaptă. Întreabă pe ea, cum e bărbatul tău? Bolovan. Clasic, bă. Noi, bărbați, avem felul nostru de a ne comporta. Femeile sunt mai ginga și mai drăguțe, mai... Noi când ne întâlnim unul cu altul, noi deja... Salut, băi, ce faci, băi, cum mă merg, băi? Ce se întâmplă de multe ori să faci treaba asta chiar în fața unei femei, știi? Să nu-ți dai seama că faci asta. Nici nu-și cer scuze. Nici nu-și cer scuze. Ea zice, poate să aranjează. Ăsta poartă papionul în altă poziție. Asta e. Dar noi și când ne despărțim unul de altul, salut! Ne vedem data viitoare, toate cele bune, zi. Asta din cauza că nouă ne place să ne verificăm intrările și ieșirile. Ăștia suntem noi bărbați. Nu o să vezi și o femeie că face o mâncărică de cartofi și zice, vrei să guști? Pe femeie o poți cunoaște într-un singur fel, dacă stai în casă cu ea. Dacă stai în casă cu ea, o cunoști. Știi lucruri care ea, de exemplu, nu le-a făcut niciodată. În prezența ta, dar le-a făcut în prezența ei. Și sunt în casă cu ea, afli niște lucruri care nu le știu până atunci. Eu n-am știut că femeia e disperată după praf. Uleu, cât praf, fai de mine, cât praf, fai de mine, cât praf, doamne, cât praf, doamne, doamne, cât praf. Femeie, potolește-te, că dacă te potolești tu, se potolește și praful. Când intră femeia în casă, să te uiți la ea. Dar până să te uiți la ea, uite la praf, să vezi praful sus, de spaimă. E stresat, praful e stresat. Când a plecat femeia din casă, praful se destresează și se așează. Atunci trebuie șters. Știu că praful e prietenul bărbatului. Dacă lași o sticlă, care are fundul rotund, o lași pe o masă, să depune praful, iei sticla, noi nu avem memorie să știm de unde am luat ceva. Ai luat sticla și se vede un cerc. Deci știi de unde ai luat. Dar dacă vine turboșenia și șterge praful, s-a terminat. Rămâi cu sticla mână toată viața. Pe de altă parte, femeia are replică pe care noi bărbații nu avem. Noi bărbații nu avem replici urâte. Nu. Femeia are o replică urâtă. Fii atent. Mâine facem curățenie generală. Doamne ferește! Știi ce înseamnă curățenie generală? Înseamnă că nu mai găsești nimic. Asta e! Dar cine găsește? Ia! Cât timp? Toată viața? A cui? A ta! Am lucrat toată până târziu. A venit mai târziu acasă. A venit mama ei la noi și a făcut curat. Mai stai foarte bună în curățenie. Doamne, doamne! Când o vede covorul, fai... Am făcut covorul numai când o vede. Aspiratorul nu mai merge? Pentru că s-a luat la întrecere cu aspiratorul. Nu știa ce face soacra în patru labe pe covor. Vrea să arate cum se trage. A doua zi am găsit aspiratorul la ușă. Ce faci, mă? Plec. Cum să pleci, mă? Păi mă chinui, nu se poate. Important este că a venit târziu acasă. A venit târziu. El e terminat să-l curățirea generală. Eu am intrat în casă. N-am mai cunoscut locul. Mi-am cerut scuze, am plecat. Trei zile mi-a luat până mi-au convins prietenii, bagă cheia, nu știu, să vezi că ăla e apartamentul tău. Astea sunt lucruri, după părerea mea, sunt lucruri mai mărunte, așa, mai adevărat. Un lucru care nu-mi place este că, măi, dacă eu urăsc ceva, atenție mare, eu urăsc ceva, băi, ție nu poate să-ți placă ceea ce urăsc eu, măi. Uite, așa e. Femeie îi place ce urăsc eu. Dar urăsc. Ea nu mai poate de plăcere. Face terapie cu ce urăsc eu. Îi zice cumpărături. Bravo. Mergi cu mine la cumpărături? Normal că îi spune nu. Cum spune, ce am nebunit, cum spune, nu. Dar nu zici. De ce? Păi tot cu ea stai după. Că atunci nu o să spui nu. O să spui...
Da, asta e un răspuns bun. M-am îmbolnăvit. Sau mai bine mori, brusc, atunci ai scăpat de cumpărături. Nu mai ai nicio treabă, e clar. Fii atent ce faci. Are nevoie de acceptul tău să spui da, că mergi. Dar tu nu o să spui da niciodată. Uite așa, nu spui da. Nu să spui da. O să spui da. Nu să spui da. Uite așa. Ține zâmbetul, ține zâmbetul, ține zâmbetul. Știi cum sunt eu în fața nevestei? Plasmă. Telecomanda-i la ea. Schimbă canalul. Dar femeia vrea să mergi chiar la cumpărături? Cum? Fii atent aici. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Femeia-i deșteaptă. Iar atât deșteaptă femeia, că dacă am comparat-o cu noi bărbați, noi nu existăm. Numai femeia există. Deșteaptă. Dacă n-ar fi femeia, planeta asta ar fi așa, fără strălucire, fără delicatețe, fără gingășie, fără... Am fi numai noi, bărbați. Ne-am uitat unul la altul. Fuci. Fuci plin de păr. Ea vine acasă chitită să obțină da de la tine, din gura ta. S-a prins în nod. Ce creează? Diversiuni. Deci femeia vine acasă și creează diversiuni. Fiecare cameră e camera ei. Vocea ei e în fiecare cameră. Vocea ei e în fiecare cameră. Tu stai relaxat. Ai vrea să stai, stai relaxat? Ia, spuc. Ce e? Ți-am spus sau nu ți-am spus de câte ori scade din gură pe parchet sau scap ceva, vreun lichid, să ieși să ștergi imediat. Altfel nu mai găsim parchet la fel. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Din altă cameră. Ți-a spus sau nu ți-a spus să nu mai arunci chiloții, maieurile, cămășile sub canapea, sub fotoliu, pune-le în mașina de spălat sau în coșul de rufe? Ți-a spus sau nu ți-a spus? Din bucătărie sau de? Deja nici nu mai știi ce-i cu tine. Se aude din bucătărie vocea ei. Spune-mi și mie, de ce crezi tu că am lăsat eu vasele în chiuvetă timp de 3 zile? Să se moaie? Și ea continuă. La un moment dat, vine în spatele tău, tu habar n-ai, chiar vine tiptil, e tiptilistă, e tiptilistă, vine și zice. Mergi cu mine la cumpărături? Și noi am zis, gata, s-a terminat, mergi cu ea la cumpărături. Așa am ajuns cu ea la cumpărături. În față la mol, ia prima, eu în spatele ei, că în cazul care se răzgândește să ajung prima acasă. Face primul pas, ia, face primul pas, intră în mol, uite așa. Și zice, voi, ai văzut, mă? Eu n-aș știu că trebuie să văd. Acum trebuie să văd. Dacă la sfârșit de lucrare de control, ce mă fac? Hai să mă uit, hai să mă uit. Acum sunt atent, faci al doilea pas. Doamne, ai văzut asta, mă? Ai văzut? Voi de mine. Măi, n-a văzut nimic, n-a văzut nimic, n-a văzut nimic. Dar ea vede tot. Mi-a intrat frica în mine. Asta vede în 3D. Doamne, ferește. A intrat frica mine în momentul în care am văzut celelalte prețuri. Prețurile mari îi făceau cu mâna. Uite, așa îi făceau prețurile mari cu mâna. Aleu, 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 aleu. A început să mă mănânce pielea. Când m-am uitat la ea, ea deja avea 3 coșuri. 3 coșuri pline. De unde? Când?
I-am crezut că nevastă mea, înainte să intre în magazin, are mâini. Nu! Are scaieți. Totul s-a agățat de mâine, uite așa, tot. Trei coșuri pline, scaieții plini. Măi, te uiți, dar cât reziști? Cât poți să reziști? Măi, dar tu-ți faci joc de mine? Ai impresia că a venit aici să mă faci de bagiocul la toată lumea? Vrei să te calc în picioare aici? Și ai impresia că banii cresc așa în copaci? Eu scutur copacul, iau banii, ții tău ție? Aha! Ai impresia că banii cresc în pământ? Iau lopata, bag lopata, scoap banii, îți dau ție? Aha! Vrei să mori aici? Vrei să mori călcat în picioare de mine, băi? Aha! Cam asta am vrut să-i spun. Mulțumesc. Bună seara! Bună seara! Salutare! Hai să trecem la treabă. Intră un tip într-un magazin. Era îmbrăcat ok, era în regulă, totul în regulă, magazinul gol. Se duce foarte serios la vânzătoare și spune: sărut mâna, bună ziua! Aveți... Aia se uite exact cum vă uitați voi la mine. Se crispează, se înroșește, nu știe ce să spune. Ăsta se întoarce și pleacă. A doua zi, cam pe la aceeași oră, intră tipul, îmbrăcat la fel, elegant, sărut mâna, bună ziua, aveți... Aia, înroșită toată, uite, aproape exact cum e timidă. Se duce acasă și nu mai poate, îi spune lui bărbatul: băi, unul, un tâmpit, un nu înțeleg ce... Vine, mă întreabă același lucru, dacă amă și nu știu ce să fac. Fiți, iar psihopatul, naibii, obsedatul, naibii. Stai liniștită, dragă, mâine îmi iau liber de la servici, vin la tine la magazin, mă bag sub teșghea și dacă îl mai pune naiba să vină, ieți eu la momentul pentru că îi spune: bun, zici și făcut, fata, îți dai seama de data asta, bazată, sigură pe ea, se apropie ora, îl vede, gata, a venit, bagă-te sub teșghea. Se bagă la sub teșghea, tipul exact la fel ca în primele două zile, sărut mâna, bună ziua, aveți aia, da. Și de ce nu i-o dați lui bărbat atât de trei s-o pe nevastă mea? Oh. Am fost ca românul, vara la mare. Băi, am văzut niște faze acolo absolut geniale. Una dintre ele este o domnișoară de la un club. Nu-i dau numele, unul care a ars. Ca să nu se prindă nimeni. Băi, nene, era rangă de beată. Încearcă să ajungă către mașină, aproape că o nimerește. Când să bage cheia în portieră, n-o nimerește, să răsucește, cade... Vară, fustă scurtă, n-avea chiloți pe ea, în momentul când cade cu fundul sprijinită de mașină, îi se ridică fusta și o vede. Și începe să vorbească cu ea. Datorită ție, am mașina asta performantă, pe care dacă aș reuși să o conduc până la vila cu piscină, pe care o am tot datorită ție, și poșeta asta, doldora de bani pe care o am datorită ți. Dar ce faci? Dar nu plânge că nu te cert. Astea sunt mai de far, așa. Am un prieten foarte bun, țigan. Și se duce ăsta, țiganul, la preot. Zice: să rămână, domn părinte, vă iertați, am păcătuit. Ce-ai făcut, mă, țigane, de data asta? Sărbunea, domn părinte, ce să fac? Am apa. Ce-ai făcut, mă? Iertați-mă, am apa. Bă, nu ți, bă, nu pot să cred, nu ești sănătos. Cum mă ia apa, mă? Dar în primul rând, cum ai reușit? Că ia apa mai dă și ea din copite. Dă cu coada, dă. Bă, țărmâna, domn părinte, eu sunt țigan, dar nu sunt prost. Am săpat așa o groapă mai mare și am băgat iapa să-mi vine exact la fix. Înțelegi? Putea să dea ea și cu dă. La care clopotarul din altar ce: ia uzi, părinte, și noi ne chinuiam cu scara. Și tot țiganul se întâlnește cu popa de însat și preotul supărat: da, ce ai pățit, sfinția ta? Sunt supărat, țigane, zice, mi-au furat bicicleta. Haoleu, da, mă, numai ta să-ți fure bicicleta, îți dau o idee. Când e acum duminică la slujbă, cu vocea aia, mătăle, când zici poruncile alea, când o bași pe aia cu să nu furi, o bași și mătă, bă, să nu furi,
Sigur, unul dintre ei lasă capul în jos, ăla ți-a ciordit bicicleta, ascultă la mine. Bă, țigane, ce idee bună! Hai că fac așa, se întâlnesc ăștia lunea, preotul vesel. Ha, domn părinte, te va vesel, ia zi, a rezolvat, băi, țigane, extraordinar, mulțumesc de idee, fantastic. Exact așa am făcut, am început să citesc porunci. Și ai băgat-o pe aia cu să nu fur. Nu, stai liniștit. Când am ajuns la aia cu să nu prea curvești, mi-am adus aminte unde a lăsat bicicleta. Mai am foarte puțin, încă 200 și plec. Japonezii inventează... N-am cum, trebuie să o zic pe șleau că asta e. Robot... Bă, nene, vine cu el în Europa, japonezul zice, domnule, trebuie să-l omologăm. Ăștia de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, zice, domnule, nu se poate să-l omologăm așa, o fi el robot... Îți face treabă bună, dar trebuie să treacă de anumite teste. Cum ar fi? Păi zice, testul cu spanioloicele, căci că astea sunt ca lumea, ar zice. Zici, și făcut intră robotul nostru cu spanioloica, trec 10 minute, trec 20 de minute, se deschid ușile, spanioloica crăcănată, răvășită, toată. Oh, ole! Pf, și cade. Mamă, japonezii își frecau mânuțele alea mici, dă-i cu na, 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 na. Dacă treceți și de franțuzoice, că și astea cicarzoice ca lumea așa. Intră robotul nostru cu franțuzoica, 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră, după 40 de minute se deschid ușile, franțuzoica crăcănată, despletită, mon dieu, c'est incroyable, c'est magnifique. Și cade. Mamă, ăștia, gata, de na, 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 na. Ultimul test, dacă treceți de moldoveancă. Zici și făcut, intră robotul nostru cu moldoveanca, trec 10 minute, trec 20 de minute, jumătate de oră, o oră, două ore, după două ore și jumătate se deschid ușile, robotul care fugea, la care moldoveanca. Iete al dreacu pentru fugă, mai ai baterie, tot așa, moldoveancă, era amanta unui arab foarte, foarte bogat. Discuție între ăștia, arabul zice, eu dat la tine serviciu, salariu, ai 2000 de euro pe lună, nu faci nimic, nici nu știi unde este serviciu. Eu dat la tine casă, nu plătești tu nimic. Eu dat la tine mașină, totul este asigurat, nu? Numai că tu, la mine, a șaptea nevastă. Ești de acord? La care moldoveancă, iete al dreacu, numai la p*** mai stăteam la coadă. Da. Gata, și ultimul și chiar plec. Ultimii noștri președinți pe care i-am avut și pe care i-ați iubit, sunt sigur, cu toții. Pe rând. Pe rând, bineînțeles. Care au fost? Ăla cu barb, da? De-i ziceam țapul și vorba lui Paller, am stat capră 4 ani. Deci Constantinescu, ăla de zâmbea, că dacă n-avea urechile, zâmbea circular, Iliescu, și ultimul, tamponatul, Băsescu. Și se întâlnesc ăștia trei, bă, cum rămânem în istorie? Ăsta, ultimul marinar, zice, știu eu cum rămânem în istorie, facem timbre cu președinți. Cum adică? Păi, lasă că plătesc eu, voi nu mai aveți bani. Am pus eu deoparte. Zici și făcut, scot ăștia timbre cu președinții, să duce Băsescu la un oficiu de ăsta poștal incognito să vadă cum merge vânzarea. Bună ziua! Aia, bună ziua! Doamnă, aveți timbre? Da, avem. Și se vând, doamnă? Nu. Dar de ce, doamnă? Fiindcă nu se lipesc. Cum, doamnă, nu se lipesc? Ia dați-mi și mie unul. Îi plătește, îi dă asta. Ia uitați, doamnă, ce răutăcioasă sunteți, s-a lipit. Ia, stați că vă dau eu unul de la mine, ia mai faceți odată. Haideți, doamnă, vă bateți joc, ia ăsta timbru. Ia uitați, doamnă, și al doilea s-a lipit. Vai, gata, zici, acum mi-am dat seama de ce nu se lipeau. De ce, doamnă? Toată lumea scuipa pe partea ailaltă. Vă mulțumesc frumos, o seară bună în continuare. Sunteți un public minunat și îmi place foarte mult ce faceți voi. Nu chiar tot. Aolea, ce stres, să nebunesc. Hai, te mă împinge, tu mă-n față. Cred, bă, vizante, bă. Îți jur că eu nu l-am recunoscut. Dacă nu mi s-ar fi spus în cască și n-aș fi avut scris pe hârtie vizante, nu mi-aș fi dat seama că el e. Băi, zic, avem invitat special, dar e atât de special că eu nu știu cine e. Mai dă-i o dată, hai, acum! Ia uite-l, bă! Hai, Timu! Deci nu m-a omorât boala, mă omoară ăsta, să rămână! Sănătate! Să
Hai, super că n-a ajut. Aplaudați-mă, că de-aia vă plătește. Atât de bine era transformat în rolul ăla și atât de convingător era că nu mi-am dat seama că e el. Și îl știu pe Vizant, adică, na. Deci n-am crezut că e așa mare la voi, pe bune, m-am pierdut un pic, știi? Eu când vedeam pe televizor, de când vedeam mic, așa, știi, că eu am de la sport și... Eu așa m-am și gândit, zic că ăștia care apare, toți artiștii care apar la televizor, e pitici, știi? Că e, că se vede pe televizor, că nu se face cir la televizor, se face, știi? Și așa am zis, că e toți e pitici de la circ, știi? Dar acum când am venit aici am văzut că nu e. Nu e, adică e decât oameni adevărați, știi? E, adică, mă rog, doar că face circ așa e, mai circari, știi? E bine. Ce, n-am dreptate, domnul Bendac? Aveți, domnul. Ce-aia, mă, nu știu eu, că eu mă uit la televizor, bine, nu mai văd eu bine, că el e mic așa, dar vede frumos, vede culori, așa. Părește capul, nu mai râde. Da, și, super, doamne ajut, doamna Delea, da. Poți să vii mai aproape nițel? Da. Așa, doamna Delea, deci, ce vreau să vă zic, eu acum, deci eu vă consider decât cea mai artistă, așa, pe sufletul meu. Adică nu vă supărați, că n-am, adică nu vreau să zic altceva eu. Dar adică să nu se supere domnul Bendea și nici domnul, ăsta. Poți să zic domnul Chelu? Da, că n-ai, da? Altceva. Că nu, altceva nu se vede, de-aia zic, știi? Deci, doamna Delia, după părerea mea, sunteți cea mai frumoasă de la umor, pe cuvântul meu. Da. Deci, nu? Ce, nu? Este? Da, este, deci, este, să este, știți este. Că deci eu sunt fanul noastră de mică. Dar acum ați ajuns mare și ce mai să vorbim, că e deci, vă jur, deci, pe bune, mă bucur foarte tare că m-ați cunoscut, deci, na. Să bagă și pe aia, că ești fanul meu numărul 1. Da, pe aceea am tot orgoliu pentru noi aici, ce vorbim? Nu mai să vorbim, să știe. Asta, mulțumesc. Frumos. De-aia ea, prima mea iubită, așa mi-am făcut. Deci exact ca dumneavoastră, pe cuvântul meu. Dar eu așa am mai avut femei, să știți, la viața mea am avut frumoase, așa, deci am avut. Dar care-i treaba? Astea care e frumoase, bă, e leneșe. Formă, care e deșteptă, e rele. Și care înțelege și bune la suflete și harnice, bă, e grase. N-ai ce să prea faci cu ele, știi? Da, mă rog, acum eu n-am treabă nici cu astea mai plinuțe, așa că mie îmi place așa femeile. Adică să și ved. Adică nu, eu nu mă ascund, înțelegi? Eu am tricou pe mine, să știe, mi-a așa îmi place să fie femeia pârguincioasă, știi? Dar e unii care zice că totuși astea mai fâșnețele, mai subțiri ar fi, știi? Că ce că e ca găturile de pui, știi? Adică oricâtă cărniță ciupești după ele, tot nu se termină, știi? Ziceți bine. Da, deci să știți că ești pentru noastră, deci pe cuvântul meu. Deci dacă nu, aveți toată onoarea că m-ați primit aici. Deci, deci acum, fără Caterinca, eu chiar am, deci, noastră sunteți, după părerea mea, care, deci, bravo. Deci, bravo. Noroc că n-am mai văzut om ca dumneavoastră, că altfel era. Păi nu mai să există, eu nici n-am fraz, n-am nimic. Unic! N-am, nici părinții nu mai să știe care este. Da, mă, așa, și... Ești bine, mă? Da, să respire așa, să-mi rășea, uite, să-l da. Hai liniște că numai medicii se îmbolnăvesc. Păi da, că mi-am și zis, puneți mă mască că îmi suflă pe ceafă pe aici, înțelegi, mă, face-mă cocoșat. Deci, bravo, deci de acum, uitați-vă puțin, ia, toarceți-vă, te vadă lume. Drâde la camera, așa. Deci uitați-vă, frate, om fără rușine, bravo, tată. Deci eu n-am văzut. Am exersat. Aulă, stai că am uitat să mă prezint, este? Eu sunt Dorin Zinedine Zidaru, deci să știe, și mare atenție că Dorin, nu Dorel, că domnul Miai știe care e diferența între Miai și Miaiță, corect? Dorin Zidaru, da? Și ce face Dorin? Merge. Bravo, merge și asta. Ce a zis? Că zidește? Bravo, păi Dorin Zidaru zidește, dar între ce face Dorin? Dorin dorește! Și Dorin vă dorește decât sănătate și super, doamne ajută! Așa, gata, hai că a luat! Hai că a luat un, gata, așa! Ca să vă zic sincer, eu când mi-a zis ca să vin la umor, am zis că n-are ce să caut eu aici să mă fac de râs la televizor, înțelegi că eu nici n-am umor. De ce să caut, mă, nene, eu aici, înțelegi? Lasă, duc alții, da, mi-a zis neamii ai, înțelegi? Băi, fraiere, du-te, mă!
Dacă nici tu n-ai umor, ce are cu? Adică tu care vorba aia, încă mai ai păr pe cap, înțelegi? Te lași ca să te judece unii care nu mai are deloc. Înțelegi? Mare om, mare om, neamiai, e mare om, să știți, mare caracter. Imediat ce m-am cunoscut cu el, pac, m-aș și angajat la teatru de comedie. Înțelegi? Deci cum ar veni acum astea în colegi? Știi ce zic, domnul Bendeac? Bine, decât că eu lucrez pe afară, hă? Și tu pe dinăuntru, știi? Da, mă, nu mai te râde. Că m-a angajat ca să refac fațada. N-ai văzut că am pus schelăria aia acolo? Că m-a angajat ca să fac, că a zis că nu mai s-a ajuns teatru într-un hal care nu mai se poate. Deci cum ar veni, eu fac fațade, înțelegi? Și domnul Bendeac joacă la nuntă. Ce are, mă? Pă bune, joacă la nuntă. Că am văzut eu un afiș mare acolo. Când am dat jos de pe fațada aia, că ca să pune schelăria, trebuie să dau afișul jos. Și scria: Mihai Bendeac, nunta lui Krecinski. Joacă la nunț, cerea că nu știu eu. Înțelegi? Deci s-a ajuns rău teatru, pe cuvântul meu. Dacă se face nunț înăuntru, e... Na, serios. Faza e că pe pandalia asta, dacă s-a închis teatrele bari, nu se face, știi? Și oricum, tot respectul, tot orgoliu, că e nuntă mare, e nuntă barosană. Chiar place. Deci e nuntă mare de tot, că scria tot acolo pe afiș, scria că se joacă la sala aia marea, știi? La sala Radu Belgianu. Știi? Eu am auzit de Marea Mexicanu, înțelegi? De Bibi Americanu, de Radu Belgianu n-am auzit. Da, mă rog, în sfârșit, dacă s-a ajuns la teatru acum și cu Radu Belgianu, păi, te-amă, faci ce vrei să fie sănătoși acolo cu teatrul lor. E greu cu comedia, e greu de tot, știi? Că nu mai se face chiciurile alea ca pe vremuri, știi? Acum, pe vremile astea, cum e cu pandalia, să faci glume cu covidele, cu astea. Eram ieri într-un magazin, unul zice: cât costă astea? Și aia ce, 1000. La care altul zice: pandemie. La care altul zice: lasă-mă, că unde merge pandemia, merge și pandesuta. Mă rog, când... Zi-mă, asta e glume? Asta e glume? Altul căci că dă-te, mă, mai așa, nu lua pe strada aia, că umblă câinii cu covid în coadă. Na, râzi. Uite, acum dacă e adevărul adevărat, eu vreau să vin cu toată echipa. Că mi-am făcut echipă ca lumea, nene, înțelegi? Am jumate aventiști, că m-am gândit că ăștia aventiști e cei mai buni, înțelegi? Nu fumează, nu bea. Deci, băi, nu fură. La mine în echipă unul n-a făcut pușcării o zi. Și de jumate aventiști și jumate ăștia care e cu umorul e navetiști. Înțelegi? Ăștia navetiști îi rupe, deci rupe pe glume, n-ai treabă cu ei. De exemplu, a venit unul la mine și zice: meștere, uite că s-a apucat ăștia care a rămas fără serviciu pe pandalie să pună mâna la lucru. Adică cine, mă? Păi zice, uite fetele de la masaj. A pus mână de la mână și a scos un manual. Și zic, ce manual a scos, mă? Un manual de limfa română, meștere. Deci am râs, băi, știi cât am râs? Am căzut cu schelăria. Praf m-am făcut, că de atunci am rămas cu scaunul ăsta lipit aici. Praful m-a făcut, cred că m-a văzut pe jumătate de oră, că râdea și ei. Mă rog, așa. Eu n-am ce să caut la umor, că eu n-am umor. Așa că am zis, decât să închei frumos, ca să vă zic o poezie. Dar asta e de mine. Este prima poezie care am scris când a început pandalia. Maestre, dacă se poate și o medolie așa, dulce reverie. Să știi, poezie de isolare. Primăvară. Acu, când primăvara vine, o mai au odată. Deci primăvară, de mine. Acu, când prim... Ce faci, mă, copiezi? Dă-te mai așa, stai jos. Dă-te de aici. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Stai jos acolo. Așa. Deci, acu, când primăvara vine și fuge iară sângele pe-n tine, când ziulica toată o vezi în ce cum crește și toate alea încep și ciripește, când soarele mai galben îl vezi că răsărește și ai impresia că dacă ție îți zâmbește, când iarba verde e din nou mai grasă și când zambila e cea mai frumoasă, să moară proza. Ascultă de la mine o vorbă aleasă: nu mai umbla iurea,
Stai, dracu, acasă! Chiar acum e greu, mă, așa! E COVID, stai, dracu, acasă, umbli de nebun! Asta, decât atâta, încă o dată, să rămână doamna Delia, sănătate, super, Doamne ajută, crească domnul Chelu, colega, ca să fie bine! Ia-l, mă, tu pe ăsta de aici, ia-l de aici! Numărul maestrului Vizante a fost umbrit de superba poezie care a încheiat actul artistic. Extraordinar! Așa poezie, pentru mine a scris Vizante poezia aia. Gata, hai, sănătate! Vă pupă Dorin Zidaru, da? Deci intrați pe YouTube-ele mele, pe Instagram-ele mele. Hai, v-am pupat! Sănătate, super, Doamne ajută! E un mod de viață. Dan Ștefănescu. Pentru cei care se mai întreabă, da, stau în picioare și da, am fost și mai mic. Am fost conceput în 65, 69, 71 și 84. Astea sunt camerele de hotel în care am fost conceput. Mai târziu m-am născut gol, umed, flămând și plin de pișu pe mine, ca și dumneavoastră, numai că la mine a rămas totul neschimbat. Cred că am fost născut prin cezariană ceva, numai așa mi-explică, din orice cameră eu întotdeauna ies pe fereastră, nu ies pe ușă în mod obișnuit. La naștere, doctorul m-a luat, a ieșit în sala de așteptare, i-a dat două palme lui taică-meu, ciap, ciap, și a zis, na, te-am mâncat în fund. Ia uite, îți convine acum, ce facem? Îl vrei? Taică-meu a fost ceva de genul, nu, mulțumesc, sunt vegetarian. Mama era împotriva noului la noi în familie. Adică toată ziua se văieta, mamă mică, mă, mamă mică, mă, mamă... De ce n-ai fost, mă, și tu ca vărul tău mugurel, mamă mică, mă? Mamă mică, să fi fost și tu ca vărul tău mugurel. Peste câțiva ani am înțeles de ce zicea vărul meu mugurel a murit la naștere. Negru umor. Da, foarte. Anii au trecut, sunt căsătorit, ceea ce vă doresc și vouă. De 20 de ani, sex, sex, sex. Nu, asta a fost tot, de 3 ori în 20 de ani. Trebuie să te menții în formă. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să divorțez de ea. Plus că am trecut prin foarte multe chestii împreună și întotdeauna i-am încurajat, mi-a zis, lasă, nu-i nimic, trecem și peste asta. Așa e viața. O ușă se închide, alta se deschide. I-am zis ce vă zic și vouă, dacă în viață o ușă se închide și alta se deschide, fugiți să rupeți pământul, înseamnă că e casa bântuită. E mai rău ca atunci când deschizi ușa să se închidă o altă ușă. Plus că la mine nu merge cu dragi, cu popi, cu biserici, cu... Eu am alte convingeri. Sunt un ateu desăvârșit, deci un ateu, ateu, ateu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Bun. 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 Și de dimineață m-am grăbit, am ajuns la timp în stația de metrou, tocmai venea metrou, după el venea alergând și vadmanul. Fie ce-o fi, îmi zic, eu în vadman nu mă urc. Metrou oprește exact în stație. De fapt, exact într-un stâlp aflat în stație. Se deschid ușile, urc. După mine vin femeile, după femei vin bărbații, copiii vin și ei, când te aștepți mai puțin. Aglomerație mare, îmi strâng în brațe soția. După două stații îmi dau seama că nu e soția mea. Își dă seama și soțul ei. Aseară, aproape am făcut sex în trei. Wow. Spun aproape pentru că mi-ar mai fi trebuit două persoane. Mai pregătisem un număr pentru... aveam un număr de sfârșit, cu adevărat magic. Ăsta cu adevărat mă ducea în finală. Aș fi avut nevoie de un voluntar, nu conta fată, băiat. Mi-am uitat prezervativul acasă, așa că am cer scuze. Foarte dușmănos, domnul aici de față. Mie chiar mi-au plăcut anumite trimiteri și a creat o stare, nu știu, de umor,
în liniște, așa. Glumele erau bune, le apreciai, dar fără să te exteriorizezi. Momentul ăla când a povestit despre cezariană, cred că am fost născut prin cezariană. De ce? Că am ieșit cu un cuțit în mână. Umorul a fost pe direcția mea. Umor macabr. Special l-am făcut când am aflat că al treilea membru este Chelu. Cam asta fac și eu, fac un umor morbid, grotesc, vulgar, dus la extrem. Cum vă numiți? Dan Ștefănescu. Scrie aici pe foaia mea, fondator Vacanța Mare. Aș fi rău să nu spuneți asta. Dar să știți că nu a contat absolut deloc în reacția pe care am avut-o vis-a-vis de ce ați făcut. Absolut deloc. Și dacă nu aș fi avut chestia asta aici, am avut câteva momente în care am recunoscut un anumit stil de scriitură de care mie mi-era dor. Un anumit fel de a construi și da, un anumit fel de a lovi. 87 până în 92, 5 ani de zile, am clădit ceea ce a ajuns mai târziu Vacanța Mare. Mă uit în partea dreaptă sau mă uit în partea stângă sau mă uit în spate și am acolo câțiva colegi care sunt un barometru pentru mine. Este Nicu de la Sunet, sunt băieții din culise și reacția lor a fost aceeași cu a mea în foarte multe momente. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a plăcut foarte mult și stilul de scriitură. Genul lui de umor mie îmi place. Adică eu chiar sunt în continuare fan Vacanța Mare. Mi-a plăcut să ascult de când erau casete piratate cu Vacanța Mare, dar a venit cumva, nu știu, ca un fotbalist care a stat pe banca de rezervă foarte mulți ani. Domnule Dan, îmi place umorul negru. Vesel, felicitări, așa. Sunteți senzațional. Mi se pare că sunteți un pic așa, ori emoționat, ori obosit, ori mai cu viață. Am înțeles că nu vrea să vorbesc despre subiectul Vacanța Mare, nu insist, nu-i problemă, nu. Nici nu a contat, pur și simplu a fost un moment bun, genul lui de umor mie îmi place. Am emoții eu, nu știu de ce am emoții în momentul ăsta, dar am emoții. Să ne acceptăm tragicul sfârșit. Zâmbiți! Bravo! Mulțumim frumos! Mulțumim! V-ați stat zbunit când a spus că din 92 n-ați mai făcut nimic? Pe scenă. Pe scenă. Pe scenă. Oficial. Pe scenă. Hai, deci mi se pare extraordinar. Din 92 să nu mai ieși pe scenă și să ai așa control, nici un pic de emoție. Că sunt foarte bun. Sunteți foarte bun. Asta e părerea așa mea și a lui Bendeac. Nu a fost pe gen stand-up. Adică nu a fost pe sistemul pe care se practică astăzi. Am recunoscut cumva monologele alea care erau în perioada aia foarte mișto de la Vacanța Mare, în anii 90, 91, 92, când făceau spectacole. Să mică e Vacanța Mare, ce dorme fost de ea. Cu un invitat special care a făcut istorie și care va face cu siguranță și în platoul nostru. Trăiască capitalismul! Trăiască icrele negre! A, vine mâncărică! E baclava? A, nu, pâine cu... A, I know you! Este prăjitură de la Mec. Înseamnă că nu e prăjitură. So this is Americanish. Asta este prăjitură tradițională americană. Trump. E prăjitura de la Mec. Este numărul 2 după prăjiturile chinezești. Se vede că nu prea ai mâncat la Mec. Cunosc plăcinta aia, crede-mă, cunosc. Care mi-a marcat perioada adolescenței, pentru că plăcinta aia o primeam numai când mergeam la meditații. Era un fel de răsplat. Deci trebuie să vină ceva din America. Ce crezi că? Tom și Jerry. Nu zi, mă, ce vin, nu. Mic rădoi. Bine ați venit. Cu traducere, te rog. Cum este fără Facebook și Instagram? Sunt un om liber. Pot să scriu ce vreau, nu citește nimeni. Ați venit să conduceți România? Nu, am condus avionul Air Force 2 până aici. De aici încolo depinde. Mulțumesc. N-ai pentru. Trump! Doamnelor și domnilor, Trump. Să-l primim cu aplauze puternice pe Donald Trump! În sfârșit, o personalitate în platou. Trump.
Trump ca personaj istoric, pentru că el este deja istorie pentru Statele Unite, este unul dintre cei mai controversați, iubiți, urâți, disprețuiți, onorați președinți comerciali ai Statelor Unite ale Americii. Hello, Romania, wherever you are, whatever you are. Am rămas șomer și m-am gândit că aveți nevoie de un președinte. Mie puteți să-mi spuneți plăvanul, că nu mă supăr, sunt mare. Puteți să-mi spuneți mutul, că nu mă supăr. Nu se pare că Trump are față de bebeluș bătrân? Și gurița aia nici jujetă? Și face așa tot timpul, țugăie buzele cum vreau. Nu se pare că arată așa? Am venit în România să întorc vizita lui Dragnea. Nu se poate ajunge la el. E cel mai bine păzit politician. Ce? Guantanamo-i promenadă pe lângă Rahova. E bine că aveți pușcării, multe. În America, la fiecare 6 secunde, un om este prădat, jefuit. Și îl și știu pe omul ăla. E stresant pentru el. În România, în fiecare secundă, 15 milioane de oameni sunt jefuiți. Și îl și știu pe câțul ăla. Câțu e, stai că mai multe variante. Câțu. V-ați prostit, au trecut 3 luni și tot Câțu. Îl știu pe Joe Biden de când era tânăr și umbla cu Mihaela Rădulescu. Era băiat deștept, acum e senil, spune o frază de mai multe ori, uită că a spus-o, o repetă. Vai de el, Doamne ferește să ajung ca el. Când am plecat din Casa Albă, mi-a spus că Melania poate să rămână. De ce să rămână? Că el nu e în stare decât să se uite la ea. Mă uit la Melania, mă uit la Delia și mă gândesc că dacă divorțez, îmi ia Melania jumătate din avere. Dacă mă căsătoresc cu Delia, îmi dublez averea. M-am gândit să fac un spectacol cu Delia, să se numească Donald Delia. Tu cânti și eu mă dezbrac pe scenă, deși lumea fi încântată să facem invers. Nu să te vadă pe tine dezbrăcată, ci să nu te audă cum cânti. Oh. Ai slăbit, îmi place de tine. Am venit cu un Air Force One plin cu sandvișuri pentru tine. Let's make Delia great again! Uite că trebuie după sandvișuri. Unde, unde? Mr. Bender, îmi place tot ce faci. Femei, bărbați. Carol, Carol. Carol. Am auzit că ai scos o carte. Păzea. Felicitări mamei tale. În sfârșit, după 30 și ceva de ani, mama ta a făcut și ceva de calitate. Să știi că avem cam același destin. Eu am fost dat afară din politică de 2 politicieni care nu se pricepeau la politică. O să fie dat afară din Ai Umor de 2 colegi care nu se pricep la umor. Așteaptă. Mr. Chelu. Aici. Vreau să te invit la un poker sau la un golf, dar să știi, pokerul se joacă pe bani, golful pe iarbă. Ce alegi? Golf. Direct. Te-aș invita în America, dar te-ai plictisit groaznic, pentru că în America Black Lives chiar matter. Uneori. Și în România viețile negrilor contează, așa că vă sugerez să desfințați expresiile să moară copiii mei, să moară familia mea, să moară fata mea. Să vă spun un secret. Joe Biden e senil. Uite că am mai spus fraza și o mai spun odată. Acum se crede președintele Statelor Unite ale Antarcticii. Doamne ferește să-mi ajung ca el. Să știți că sunt foarte multe similitudini între America și România. Noi avem Statuia Libertății, la voi Statuia Libertatea. Noi avem Nevada, voi aveți Nevaloa. La noi
Indienii au căpetenii de trib, șef de trib, vraci, voi aveți regi, prințese, copii de aur, împărați. Adevărat? Râzi, el, râzi. Am auzit că aveți probleme cu mexicanii din Harghita și Covasna. Mi-au mai rămas câțiva kilometri de gard, vi dau. Și așa Biden n-are ce să facă cu gardul. Nu v-am spus, e senil. Uite că am mai spus o frază și o mai spune încă o dată și încă o dată. Doamne, crește de ajung ca el. Mi-au închis conturile. M-au dat în urmărire generală. Vreau să mă deghizez și nu știu în ce. În ceva care să nu seamene cu mine. Dați-mi și mie telefonul de la clinica lui Loredana Grăză. Am fost înjurat de americani, nu mă prea halesc ei, că sunt gras și nu știu să cânt, un fel de compilație Pavel Bartoș Smiley. Dar totuși am învățat pe parcurs să cânt și aș ruga să-mi aducă cineva chitara atomică. O să cânt despre câteva vedete din România și dacă eu mint despre ele, mă luați cu huo. Thank you. Dacă spun adevărul, aplaudați. Cântă cucu, bată-l vina, fals ca Brenciu și ca Ica. No, 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 nu, 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 ba da! Cântă fals cu glasul slab, parcă-i pui de holograf, măi. Așa e, dacă nu e corect, mă luați cu hu. Zice, da, da, hu, hu. Cântă cucu în cot mea, n-a plictisit ca Loredana, pa, pa. De ei se negrește pielea și-l confunzi cu Alex Velea. Cântă cucu plin de silă, de zici că-i Tudor Chirila. Ameno! Cântă cucul printre crăci, parcă-i pupa pomohaci, măi. Nu mai zic. Hai, Trump. Hop! Nu mai zic că se leagă, blestemul de la ăsta se leagă. Vă place Carla Dreams? Da. Da. Vi se par cântăreți? Negri la față și cu glugă în cap? Mie mi se par conațional la fura de găini. Cam așa ar trebui să fie piesa lor. Am început ziarele, ne-ai aflat adresele și ca un hoț te-ai strecurat în curtea mea. Mi-ai furat și ghetele, ghetele cu ochetele. Tu le porți, dai oba. Eu nu-s prost, bă, dar mă tem cumva de vite, de gâște, de oi, pentru că tu ești în curtea mea. Bă, dă găina, bă, bă, dă găina, bă, dă găina mea. Și voi, bă, dă găina, bă, bă, dă găina, bă, dă găina mea. Trump, 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 Trump. Goodbye, Romania, wherever you are, whatever you are. Bravo, Trump. Yeah. Să fii Radu Pietreanu în 2021. La machiaj n-au făcut mai nimic. Au schimbat un bătrân cu alt bătrân. Mie mi se pare o apariție extraordinară. Cine contestă vacanța mare, contestă umorul din România. Și ne bucurăm că omul a vrut să vină aici. Vreau să vă spun, God bless Delia, God bless Mihai, joint bless Kelu. Aplauze pentru președintele nostru cântător! Garda veche, copii! În mod clar, Radu Pietreanu face parte din istoria divertismentului românesc. Un reper extrem de important. Și într-adevăr am avut pe scenă istorie. E tare, e mare, la Ai Umor are intrare. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Dan Ștefănescu! Anii mei și tinerețea, nu știu, doamne, ce-i cu ea. S-a dus tinerețea mea, care mi-a fost drag de ea. Ia, stai. Bună seara. Bună seara. Seara. Bine v-am regăsit. Tare dor mi-a fost de voi, da? Bine v-am regăsit.
am revenit la umor. Inițial mă înscrisesem la Ham Umor. Nu era Ham Umor, era la Ham Talent. Am vrut să vă verific. Emisiunea aia cu animăluțe, o mai țineți minte? Ham, da. Găsisem la macera unui sat, un sat uitat de lume, mă rog, într-un șanț o gâscă. O gâscă slabă, băi, slabă și amărâtă. Mi-a fost milă de ea, am luat-o acasă, deși stau la bloc. Am îngrijit-o, i-am dat să mănânce, dar ca să vedeți și voi, gâsca, când s-a văzut grasă și pe picioarele ea, a început să prindă cioc, știi? Și am zis, nu se poate, o iau și mă duc la televizor. Da, mi-au zis că n-am voie cu soția, așa că am ajuns la Ai Umor. În decembrie o să fiu la Sala Palatului. Sunt în echipa de curățenie la Horia Brânciu. Mi-e foarte dor de copilărie. O să vă povestesc acum un secret care stă în familia noastră de câțiva ani de zile. Aveam vreo 7-8 anișori. Și ei mi-au venit la mine și mi-au zis, uite, ești destul de mare, și a pornit râsul atunci, că ei îmi ziceau, ești destul de mare, dar se uitau așa la mine, știi, că eram foarte, foarte mic. Aveam și muci pe față, scuzați-mi expresia, dar nici măcar nu erau mucii mei. Zice, uite, ești destul de mare ca să înțelegi, din clipa asta nu ai voie să te atingi de ușa de la beci. Au trecut ani, uitasem, 5-6 ani au mai trecut, până când într-o zi mi-am adus aminte și zic, ia-mă să văd ce se întâmplă. Păi îmi bătea inima, îmi tremurau mâinile, am apucat clanța și zic, bă, orice-o fi, încerc. Am deschis și m-am dat în spate, am rămas uimit. După 5-6 ani, am văzut și eu cum mai arată natura, am avut desmorțit și pe mine razele soarelui și a fost o experiență de uitat. Acum sunt căsătorit, slavă Domnului. Căsnicia mea este exact invers de cum mi-am imaginat. Soția mă latră toată ziua, câinele mă linge toată ziua. Săptămâna trecută am fost la mormântarea unui prieten. A fost frumos, deci frumos. Atât mi-a plăcut la toți că în ziua aia l-am dezgropat și l-am mai îngropat de două ori. Mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt din Craiova și o familie de romi din Craiova, atunci când a auzit că în corpul uman se găsește fier, s-a prezentat la centru de colectare cu toți cei 20 de copii. Ok. O să vă dau o știre din sport. E recentă, o gimnastă din Rusia i-a terminat pe toți la sol și apoi a luat la măciuci calul cu mânerea al băieților. Ok. La Craiova, săptămâna trecută, a avut loc un mare, mare târg de carte. Au fost vânzări record, să știți. Nimeni nu s-a așteptat. S-au vândut vreo 100.000 de mici și vreo 20.000 de bere, albe de bere. Nu, ieri, alaltă, trebuia să aibă loc un meeting în București cu sub deviza nimic nu ne poate opri, dar s-a amânat pentru că dădea puțină ploaie. Din cauza ratei crescute de șomaj, în Craiova, la Teatrul pentru Copii, se va juca piesa Albă ca zăpada și doar cei trei pitici. Un nou proiect va fi demarat începând cu anul viitor. În Craiova se vor asfalta toate gropile din cimitire ca să ne apere de strigoi. Îmi pare rău că nu mi-am lăsat să, soția să pozeze în calendar pe 2019. La sfârșitul anului aș fi fost obligat să o schimb de asta. Mulțumesc mult de tot! Thank you.